Lași gura ta. Știi că când ți-am zis că eu la cine o să le pun lumea la picioară? Nu mai știu, mă, că tu vorbești multe prostii. Eu vorbesc de prostie? No, dai drumul în casă, că poți arăt eu ce e prostie. Vin! Stai că vin, că am două minute libere. No, hai ce-ți dile, prostii. Hai să luăm vestu. Dic la el. Dar pe tu pentru hârtia asta m-ai chemat, mă. Ia hopă. Dacă hârtie nu-i bine, că asta ori ceva amendă, ori ceva factură. Eu, se poate să nu mai l-o anticipez pe răspunsuri și să mă l-o lasă să l-o fac pe surpriză. Ce e asta, mă? Tu ți-ai făcut poză la petele de pe ficat, mă? Haude, nu mai l-o fi ignorantă. Ce rog să mă l-o n-asculti tu? Nu ești poză la ficat. Ești harta lui planetă, harta lumii răzălibilă. Dic, e asta. Și de exemplu că unde ai umblat pe lumea asta, ieși l-o înrăzălești jos. Și când l-ai răzălit-o jos, vezi că în care țară ai fost. Iai, mă, dar dacă răzălești 3 țări la fel, înseamnă că primești premiu ca la loto. Haude, Doamne Iisuse, tu ce l-o râzi așa, șezi acolo în rai și ce râzi în hohote. Ce te-ți vorbești de ăsta de loto de răzălibilă? Nu tu, ești că, ca să vezi că unde ai umblat. Uite, de exemplu, dacă tu ce ai dus în Italia, l-o înrăzălești jos până în Italia, ștărgi și după aceea că când te uiți vezi că ai fost în Italia. Da, mă, dar pe dacă eu fost numai la Roma, cum se răzălești toată Italia? Bă, că nu poți să răzălești numai Roma, trebuie să răzălești toată Italia. Am înțeles, mă. Deci asta e harta de aia care să te ajute să nu uiți de unde ai plecat. Exact. Nu, no, că și noi am plecat și din Italia, și din Spania, și din Franța. Nu, no, vezi că cât e de deșteaptă și că cum nu știu eu, mă, nu, no, exact așa. Mă, este problemă cu harta ta. Ce problemă ești cu harta? Ce-ai încinsă pe masă și ce-ai gândit că-i pământul plat oriceva? Da, ce vrei? Hai, mă, vii! Ora nu pot și omul să mânc opcită cu clisăpci curată. Na, care baiu? Mă, noi am fost în România sau nu? Păi, am l-am fost, mai l-am iestem și l-am mai solon să-mi fim, nu? Da, mă, eu n-am văzut nici Delta frumoasă, nici Boiana Brașov, nici măcar mănăstirile din Batovina. Eu vreau, în România vreau vacanță. Auge, ți-l-o n-amintești că când am plecat din Spania, că de ce l-am plecat din Spania? Păi, am plecat că erau prea mulți români. Exact. Și dacă am plecat de la prea mulți română, tu vrei să facem acea vacanță unde-i tătă româna? Păi, mă, noi mare că e toți plecați de acolo. Când ei sunt la Egipt, noi mare și vedem Sfinxul România la noi. Și când ei sunt plecați la mare în Grecia, noi mare la munte. Nu, parcă nu zici rău. Că adevărul este că țara asta, dacă nu este aglomerație, este foarte frumoasă. Uite, dacă facem iară rezervare online pe travelmini.ro, anul ăsta primă mare, poți câștiga 15.000 de lei, nu ca anul trecut 10.000. Hăi, Gemine, ha, gata, știu! În cazul ăsta facem casa noastră hotel, zicem că merem în excursie la hotel, dar noi își rădem acasă și putem să luăm câștigăm pe bani. Hai, mă, că toți vrem o vacanță! Uite-te, aici putem plăti și cu cardul și cu voucherele de vacanță, nu-i problemă? No, păi și de unde fac eu rost de voucherele de vacanță? Că eu nu aș da banii de pe card. Păi de unde? Intră aici pe un site, vezi? Găsești repede un loc de angajare și ți le dă la vouchere. Haude tu, eu ți l-am vorbit frumos ție. Tati, hai, te rog. Ioi, na bine. Gătați-vă că merem în vacanță.